Hei, salut, prieteni! Suntem deja în mașină, ne îndreptăm către proba de astăzi. O să mergem la proba specială de la Nadăș, la prima trecere, și apoi o să mergem spre casă. Am înțeles de la băieți că o să mergem la final, o să trecem toată proba și o să ne oprim la final, o să-i vedem pe toți cum fac prima trecere și apoi o să o luăm spre hotel. Skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Și am ajuns la hotel, s-a terminat proba, am reușit și am și mâncat de prânz și acum o să ne relaxăm un pic și apoi vom merge diseară pe la 9 la premierea acestui raliu al Aradului. Câștigător, raliul Aradu Ikea 2018 European Rally Trophy, Vali Porcișteanu, Dan Dobre! Dan Marișca, Sebastian, Tudor Gârtofan, Tudor Mârza și Vali Porcișteanu, Dan Dobre. Ce merge către Sabo Gheargă și Czechs din Levente. Și mai ales reprezentanța Kia Barat și Kia România. Felicitări celor trei ce se află la Power Stage, mașini istorice, trecem la Power Stage Rally 2, mulțumim! To Power Stage Rally 2, doamnelor și domnilor! Da, da, avem contract cu primăria. Trofeul pentru locul întâi, la debutanți. Partener al cupei pentru furnizarea de anvelope este brandul Hankook, care oferă câștigătorului de la locul întâi debutanți una
anvelopă. Suntem pe podium cu câștigătorii Raliului Aradului Kia 2018. Ascultăm imnul național al României. Napoca Rally Academy, Simone Tempestini, Sergiu Itu. Și pe primul loc, la echipe, TTO Telur Racing Team, Eugen Caragui, Robert Fuss, Cristian Dolofan, Mihai Sandu, Bogdan Năstase, Teli Anăstase, Raul Baniu, Gabriel Lazar, Vali Porcișteanu, Dan Dobre. A treia etapa campeonatului național de raliuri Dunlop se încheie aici.